Bună seara tuturor, sunt Arotela. Cu o etalare, altfel de etalare decât fac de obicei, alege o carte. De fapt, alege un set de cărți. Fiecare grup șor de cărți are, are din mai multe seturi. Anumite cărți care au vrut ele să sară. Nu le-am ales, au vrut ele să sară. Aveți numărul 1, 2, 3, evident, 4 și 5. Să vă arăt pietricelele. Casă. Aceasta este mai albișoară, după cum vedeți. Și asta e mai rozalie și are și o formă mai aparte. Este ca un globșor, auriu. Asta e mai triunghiulară, brun și asta e neagră. Eu o să mi așez camera. Voi acum puteți să puneți pauză și să alegeți pendelete. Da? Numărul 1, 2, 3, 4 și 5 vom vorbi în această etalare despre cum este persoana cu care vă veți întâlni în curând. Cunoscută, necunoscută, vă dau niște caracteristici. Poate o cunoașteți de mai mult timp, poate o cunoașteți de puțin timp sau poate nu o cunoașteți deloc. Vom vedea. Numărul 1. Ce avem aici? Două cărți au vrut să sară. 10 de monede și 9 de spade. Semn de pământ, Taur, fecioară sau capricorn, de aer, gemen, balanță sau vărsător, sau cu aspecte planetare profunde, intense în, în aceste semne, între pământ și aer. Ideea este că această persoană este foarte posibil să fie căsătorită, dar nefericită în căsătorie. Persoana să fie abundentă financiar, că doar Posibil amândoi au muncit sau și au unit familiile și au unit uh, moștenirile și au unit, uh, cum se zice, zestrea ca să creeze această abundență. Posibil să aibă copii, posibil să aibă și căței sau animăluțe de companie, dar dacă sau inclusiv, cum vreți voi? Dacă nu e căsătorită, vine dintr-o familie foarte convențională, îmbibată de tradiții. Poate să vină dintr-o familie bogată, dar, evident, cu fițe, cu multe reguli și cu multe restricții, eventual. Dintr-un motiv sau altul, persoana experimentează această tristețe am mare, amărăciune, vreau să zic, amărăciune, aproape disperare. Este la limita suportabilului această durere pe care o are vis-a-vis -vis de căsnicie sau de căsătorie. Poate să nu fie căsătorită, dar părinții, da? Sau neamul din care se trage să impună anumite reguli, restricții sau pur și simplu atmosfera de acolo să fie foarte materialistă sau eu știu ce ar putea să mai fie, vom vedea, încât creează un mare disconfort. Poate familie să aibă și pe cineva bolnav. Asta e o idee care acum mi-a venit, dar voi veți ști când o veți întâlni și îmi veți scrie despre ce ar vrea să comunice această persoană. Da, ia să vedem. O, trebuie să le pun în ordinea în care au venit cărțile. Inițial a venit, da, așa a venit Luna, apoi celelalte. Poate invers. Foarte interesant. Foarte interesant. Luna invers, Luna normală înseamnă secrete, dar invers înseamnă dezvăluirea unor secrete. Da? Vedeți. Posibil persoana să aibă planete în semnul peștilor sau, sau al racului sau al scorpionului. Sau să aibă de-a face cu asemenea persoană, dar cred că ceea ce e ce mai important, ceea ce vrea să vă dezvăluie, asta înseamnă luna, luna invers, dezvăluirea unui secret, ridicarea unui văl de mister asupra situației asupra vieților acolo, familie, căsnicie sau nu. Ce vor să vă spună? Că nu au primit dragoste, regina de cupe invers, cei de acolo sau persoana cu care sunt căsătoriți nu s-a implicat, nu a muncit, probabil că au muncit doar ei pentru această abundență sau au venit doar ei cu averea și ceilalți n-au muncit sau au cheltuit banii, 8 de monede invers și nu au lucrat pentru stabilitatea relației, a căsniciei, a atmosferei, eventual să meargă mai departe, de la 10 către un, o regină de monede, un rege de monede, să se ridice deasupra tradițiilor și să-și creeze o abundență sau niște reușite personale sau, în fine, familiale. Cavalerul de monede este o persoană care... Încet, dar sigur, ajunge către deja mai mult decât 10, da? E cavaler. Ajunge la curtea regală, da? la regine și la rege. Ideea este că cineva de acolo din familie nu a vrut să meargă mai departe. Posibil, ei nu mai vor să se implice financiar și emoțional tocmai pentru că n-au primit dragoste și ajutor sau din cauza restricțiilor. Da? Pentru unii dintre voi, pentru unii dintre voi, este foarte posibil, din cauza dezamăgirilor de acasă din căsnicie, persoana să vă spună, să, să împrăștie acest mister pe care de obicei îl ține în jurul său și să vă spună, nu mă voi implica emoțional, nu mă voi implica pentru o relație stabilă cu tine sau nu vă mă, mă voi implica financiar pentru că sunt foarte dezamăgit. Și după nouă de spate, evident, orice om are nevoie de renaștere, de vindecare. Sfatul este că sunteți pe calea cea bună. Continuă să faci ceea ce faci pentru că e bine. Asta confirmă faptul că persoana nu mai dorește să se implice în această familie, repet, căsnicie sau casa părintească. Și dacă nu vrea să se mai implice, confirmați-le că, într-adevăr, este o alegere bună. Trebuie să se vindece. Și cum? Trebuie să se conecteze la intuiție, trebuie să. Regina de cupe vindecă, clar, da? Trebuie să-și deschidă inima, sufletul, să muncească eventual să-și creeze stabilitatea într-o altă direcție. Și atunci aceasta ar fi calea cea bună. Dar deocamdată ei încă trebuie să renunțe, să renunțe la supărări și să închidă un capitol cu această căsnicie sau familie. În cazul în care voi doi ajungeți să fiți împreună, trebuie să înțelegeți că nu e sigură treaba. Pentru că, evident, a fost cavalerul de monede invers și toate celelalte cărți invers. Nu este sigur. Vom vedea. Veți vedea în viitor dacă se va dezvolta ceva. Dar dacă sunteți împreună intim, vă puteți vindeca unul pe celălalt. 5 de monede. În tarotul clasic există un orb și un șchiop care se ajută unul pe celălalt. Posibil și voi ați trecut prin situații asemănătoare și tocmai din acest motiv îi susțineți în această separare, în această transformare nouă încheiere de ciclu 10, tot așa, 9-10, primul pas în care intri în următoarea etapă, adică să renunți la acea căsnicie sau acea familie părintească. Da? posibil și voi ați trecut prin situația asemănătoare și s-ar putea prin voi, voi să-i ajuta să se echilibreze emoțional, financiar și eventual intuitiv în aș găsi direcția cea bună. Și atunci se explică de ce, în cărțile intime, aveți cinci de monede. Vă ajutați unul pe celălalt. Posibil să comunicați într-un mod foarte sensibil. Această vioară îmi spune un soi de comunicare, cum am spus, poate mai devreme sau mă repet, nu știu, o comunicare care vindecă. Alina, muzica ne vindecă, da? Și în momentul în care reușiți să vă apropiați unul de altul, vă aduceți bucurie maximă. Că e de durată, că nu e de durată, rămâne de văzut. Și soarele are diferite intensități. Primăvara arde altfel, soarele, vara este intens, toamna e cald și iarna e mai logic. Iarna nu e ca vară. Ideea este că dacă depășiți această stare, puteți să vă vindecați unul pe celălalt și să vă treziți, da, la această cale, la spiritualitate, eventual să-i ajuta să se conecteze la intuiția lor, lună și soare, prin emoții, da? Și prin sexualitate. E acel gen de întâlnire în care amândoi simțiți că v-ați găsit soarele. Voi prin ei, ei prin voi. În care puteți fi goi, deschiși și sufletește vorbesc. Și vă puteți exprima, da? Dacă luna, am zis, ține secret, invers este goală, dezvăluie, dureri, traume, coșmaruri, tristeți, da? Și descoperă soarele în momentul în care devine vulnerabilă. Frumoasă etalare. Numărul 2. Ia să vedem. Ce aveți aici? Că au venit cărțile într-un anume fel. Da, au venit acestea două. Și apoi celelalte. Aveți de-a face cu un suflet pereche. Dar persoana cu care vă veți întâlni în curând, posibil semn de apă cu multe planete, sau foarte emoțională și foarte emotivă, dar foarte îngrijorată, posibil să aibă și planete în semn de aer. Dar tind să cred cu trei cărți de apă, tind să cred să fie peșterac scorpion. Foarte supărată, tristă, tristă, rău și nu găsește soluții. Probabil că a fost decepționată în dragoste de foarte multe ori și nu mai poate, tocmai pentru că e în această cușcă mentală, să vadă oportunitățile. Ideea este că opt înseamnă transformare. Va trebui să se transforme patru și 8. să facă efortul să iasă din această negativitate și emoțională și mentală. Și cred că voi puteți, doi deja înseamnă comunicare, colaborare, poate să fie și la locul de muncă, evident. Dar veți vedea. Ideea este că voi îi vindecați. Întâlnirea cu voi le va aduce multă bucurie. Le va umple sufletul de bucurie și comunicând cu voi atât de, de plăcut, chiar telepatic, vor putea să iasă din această tristețe și cușcă mentală și vor putea să vadă că întâlnirea cu voi este o oportunitate deosebită. Dacă pe celelalte le-au pierdut din cauza blocajelor acestea emoționale și mentale, lângă voi au marea șansă, oportunitate să fie fericiți. Poate chiar să mergeți mai departe. Dar deocamdată să rămânem în prezent. Niciodată nu e bine să ne aruncăm totuși prea departe cu așteptările. Ideea este că lângă voi se simt foarte bine. Ce ar vrea să comunice? Despre judecată. Ar vrea să comunice că își doresc această transformare, renaștere. Și comunicând cu voi, îi veți inspira. Îi veți inspira. Aveți aici, da, îngerul. Îi veți inspira să se transforme, să-și schimbe viața. Eventual din stele negative să lucreze cu voi sau cu familia lor sufletească către această fericire. Sfaturile. Cărți și cărți. Cărți de citit și cărți de tarot. Poate au auzit, au citit într-o carte, au auzit o etalare, că voi, prin voi, vor renaște. Poate voi, că ascultați această etalare, veți ști, veți ști, veți cunoaște prin cărți, da, absorbim cunoaștere, veți ști cum să lucrați cu ei. Poate voi, citind anumite cărți, veți avea acele informații necesare și îi veți ajuta să renască. Da, să-i inspirați. Ați auzit un citat, și le transmiteți. Probabil veți discuta și despre lucruri, să zic, oculte și despre lucruri spirituale. Oricum, veți împărtăși experiența acumulată prin citit. Dacă mergeți mai departe sau persoana despre care vorbesc, e o persoană cunoscută cu care aveți o relație intimă, la nivel intim. Ia ce aveți. Doi de cupe. Confirmă iar legătura profund sufletească dintre voi doi. 5 de spade și 10 al doilea zece, da? De monede. Posibil ei o perioadă să argumenteze Faptul că într-adevăr aveți o legătură, dar va trebui la un moment dat să recunoască că sunteți voi doi, suflete karmice, suflete care se întâlnesc ca să se vindece prin comunicare și prin sexualitate. Dar o sexualitate foarte tandră, foarte afectuo afectuoasă, foarte emoțională. și aveți cu 2 de 10 posibilitatea, repet, să mergeți mai departe. Cu cât veți fi mai mult împreună și veți depăși aceste conflicte, poate la un moment dat să fie cineva din trecutul lor, da, cu 3 de cupe care va va intra un pic între voi și va crea niște argumente. Dar voi aveți aici 2 și 10 de monede. Abundență fizică, adică nu doar monesc, aici vorbim despre alte lucruri. Relații intime, dese și satisfăcătoare. Partea feminină va fi pusă pe un piedestal și va avea parte de abundență și va avea parte de stabilitate și persoana, partea masculină se va putea bucura de această crană, și spirituală, și erotică, și emoțională, și evident, și financiară. Ce superb! Dar cu oglinda în imagine cred că la un moment dat vă veți pune amândoi unul pe celălalt pe un piedestal. Pentru că meritați. Pentru că vă susțineți. Și ce e mai frumos într-o relație dacă nu să fiți unul alături de celălalt. Astum, asta în cazul în care într-adevăr aveți o relație intimă. Haideți să vedem ce pregătește setul al treilea de cărți. Hmm. Un semn de aer. Balanță, gemen sau vărsător. Vă arăt cărțile cum au venit. Cele două și apoi încă un grup șor de cărți. Vă explic imediat. Persoana cu care vă veți întâlni în curând Posibil să fie doctor sau să lucreze în spital sau să fie avocat sau să fie judecător. Oricum, este o persoană care nu și arată emoțiile, o persoană foarte logică, are un mental matematic. Posibil să lucreze cu chestii tăioase. Oricum, este o persoană corectă, dar care în acest moment trece prin niște probleme și vrea să vină înspre voi ca înspre regina de băte, în general aerul cu focul, se înțeleg foarte bine. Că sunteți voi al semn, nu contează, ei vă văd ca pe o regină de băte, foarte pasional, creativ și frumoși și misterioși. Și ei vor să vină înspre voi, să lase în spate niște probleme. Niște ape tulburi. Asta vor. Să călătorească. Da. Haideți să vă desfășoare aceste de cărți. Vor să călătorească înspre voi, eventual să. Devină din reci, să devină ei pasionali, să devină ei încrezători în ceea ce se întâmplă între voi doi. Pentru că între voi doi se întâmplă ceva, un mister, o magie. Și ei sunt chemați de două ori să lase și mental și emoțional ceva ce nu i-a satisfăcut, să lase în urmă. Pentru că au de luat o decizie foarte importantă. Pentru că voi sunteți Sufletul lor, geamă, sau cel puțin o persoană cu care se înțeleg perfect, se completează perfect. Și se pare că sunteți îndrăgostiți sau vă veți îndrăgosti în cazul în care nu vă cunoașteți. Și veți simți și veți gândi, veți înțelege, înțelege că Regele de Spade înțelege și mental, da? Vă veți înțelege că de fapt vă completați și veți avea mare pasiune unul pentru celălalt. Dar va trebui acest rege să aleagă și să înțeleagă că această întâlnire este o crotită de îngeri de divinitate. Dacă ei sunt mentali, voi sunteți pasionali. Dacă ei sunt practici, voi sunteți emoționali. Sunteți perfecți unul pentru celălalt și aveți o mare, mare atracție unul pentru celălalt. Și în momentul în care partea masculină, deși poate să fie și femeie, evident că puteți schimba rolurile, partea masculină alege să închidă un capitol în care a fost nemulțumită da? Și să înceapă acest capitol cu mare pasiune și creativitate cu voi. Pentru că voi, sau împreună, vă întregiți ca lumea, da? Și lumea, și partea noastră, da? Materială are un nord și un sud, un est și un vest. Sunteți totul pentru ei. Dar trebuie să înțeleagă. Hm. Ce frumos, ce frumos, ce frumos... În continuare, despre ce ar vrea să discute? Ar vrea ce frumos. Încearcă persoana. Vom vedea dacă și reușește. Persoana încearcă să, ex, să se exprime emoțional. Probabil că va fi foarte greu. Va trebui să lase niște gânduri. Și vrea să exprime faptul că își dorește să se, că meargă de la 8 să se transforme emoțional, de la 8, de la nemulțumire, la 9, la bucurie maximă, alături de voi. Că voi sunteți lumea și pasiunea și misterul și tot. Pentru ei. Regele de Cupe. Vine. Vrea să se exprime. Și nu doar să se exprime. Vrea să, să meargă mai departe către Regină, către. Avem o Regină, da? către regină și către re... E primul cuplu până acum. Și destul de compatibil, da? Aer cu foc. Repet, nu e obligatoriu să fiți aceste semne. Dar, vorbim de energie, da? Sfatul ar fi, cum am spus mai devreme, este timpul să se decidă. Avem și întregostiți. Ei au, voi au. Aveți îndrăgostiți înseamnă tot așa. Decizie importantă în dragoste și în viață. Este timpul să se decidă. Mai trăiesc în această stare de gheață sau experimentează pasiunea? Trebuie să aibă încredere în voi, în ei, în această legătură deosebită, da? Care de fapt va fi lumea pentru ei, pentru voi. Posibil voi să le fiți într-un fel profesor spiritual sau să vă învățați unul pe altul, să creșteți spiritual, eventual să explorați toate aceste semne, toate aceste direcții spirituale împreună. Dar, repet, prin această transformare opt, da, și această întâlnire absolut deosebită, să deveniți o experiență spirituală specială în viața celuilalt. Cărțile, în cazul în care veți merge mai departe sau energia sexuală dintre voi, se va arăta așa: 2 de băte, 3, 4. Imediat vară și pe cealaltă. 2, 3, 4. 2 de băte, 3 de băte și 4 de cupe. Energia va fi cam în 2, iar 2, da, 2 oameni. Bine, evident că aici vor fi de obicei doi. Doi întregostiță și așa sunteți voi. Aveți nevoie să comunicați și să decideți. Cum a spus și cartea, sfatul, este timpul să decideți, nu doar ei, împreună cu voi, să stați la masă și să discutați. Domnule, eu te plac. Doamnă, domnișoară, eu te plac am niște emoții foarte profunde, simt că ne potrivim, la la la, nu știu cine poate să discute chiar așa direct, dar poate că un rege de spade ar discuta direct. Regina de bâte are nevoie de mai multă creativitate, eventual de flori, de un pic de curte, de ieșit în oraș, de are nevoie să fie adorată sau în fine, lăudată, are nevoie de mai multe. Dar poate că regele de spade va comunica direct. Și voi îi veți învăța să, să aibă încredere și să comunice, să se exprime, da? Să se exprime și emoțional. Ca... Da, da. Îi veți învăța să se exprime, dar în primul rând, acesta e un moment de decizie. Luăm acest măr, e o tentație pentru noi, dar nu este întâmplătoare tentația și întâlnirea. Posibil, unii dintre voi sunt, să fiți la distanță, trei de bute, să trebuiască să călătoriți, că nu degeaba aveți, a, a apărut și șase călătorie și opt de cupe. Și trei de băte înseamnă să așteptați un pic pentru că celălalt trebuie să călătorească, să vină mai aproape, să înțeleagă că are un viitor lângă, poate să aibă un viitor lângă voi, o nouă lume, să aibă lumea la picioare, să aibă lumea la picioare lângă voi. Vorbim despre el, ia Dar și când vă veți întâlni, of, Doamne, ce o să fie? O să săriți unul pe celălalt de bucurie. Pentru că până vă veți întâlni, flacăra va sta în spate, da? Pasiunea va fi lăsată un pic pe locul doi, pentru că trebuie unul, cel puțin această persoană, trebuie să decidă. Eu știu, poate și voi, dar s-ar putea voi să intuiți, dacă voi sunteți, evident, regina de monede, de e, monede, poate ori fi și monede, voi aveți intuiția. Da? Sicuța neagră. Ideea este că patru de cupe. E o, e o persoană tristă, dezamăgită în dragoste. Posibil partea masculină să fie că nu degeaba pleacă și vine spre voi, își regăsește pasiunea, încrederea, sexualitatea lângă voi. O perioadă să mai tot privească la trecut sau să. Da, 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 mersi de inspirație, să nu aibă încredere. Nu degeaba are sfatul să aibă încredere și să decideți, pentru că aceasta este pasiunea de care aveți nevoie. Probabil va trebui să învețe să taie niște legături karmice și să se bucure de această atracție și de acest potențial. Pentru că ea, uite ce așteaptă, totuși mai greu a venit, dar a venit regele de cupe. Puteți să fiți voi regele de cupe sau poate ei se vor transforma emoțional, că doar vor, doresc să comunice despre emoții. Se vor transforma într-o persoană care vă va umple toate paharele și vă va fi alean și vă va fi susținere pe toate planurile, dar în primul și în primul rând emoțional, Aici cei doi se pare că au servit o porție de scoici foarte gustoase. Scoicile știți că reprezintă sexualitatea. Cred că felul în care veți fi împreună, nu doar pasional, va fi foarte... Vor fi momente foarte tandre, nu doar pasionale foarte tandre și vă vor vindeca unul pe celălalt. Cred că la un moment dat, după ce veți fi împreună, persoana va dori să să fie stabilă, să îmbătrânească lângă voi, cu alte cuvinte, deja mai matură. Are barba aici, îi numai... crește barba între timp. Doi regi, da, și totuși, po poate, cu mare asta dragoste pe care o descoperă prin voi și lângă voi, posibil să arate uneori mai puțin decât simte. Din obișnuință. Din obișnuință. Pentru unii dintre voi este posibil să fie o relație între cineva cu planete în pești și cineva cu planete în semn de aer. Și e o legătură karmică pe care, foarte profundă, dintr-o altă viață, pe care va trebui să o descoperiți împreună. Posibil să vorbiți și despre un copil la un moment dat. Oricum, partea feminină va fi văzută ca pe o persoană foarte specială. Partea masculină va fi atrasă, într-un mod aproape fascinant, de, 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 de această regină de bute. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de foc. Poate să fie semn de pământ, poate să fie semn de apă. Avem semn de apă, rege, da? Poate acest semn de aer are planete în semn de apă. Oricum, transformarea emoțională va veni destul de greu. Detașarea mentală va veni, dar va veni. Și se va dovedi că între voi este ceva, o legătură de Imposibil de distrus. Numărul 4. Numărul 4. Are mai multe cărticele. Numărul 4 poate să fie semn de pământ sau semn de aer. Este foarte posibil să fie semn dual. Dacă e de pământ, posibil fecioară. Deși, repet, orice semn de pământ. Dacă e de aer, gemeni. Oricum, persoana. Este într-un moment destul de dificil. Trebuie să jongleze între două lucruri. Poate întâlnirea cu voi îi va obliga să jongleze între două lucruri și să decidă dacă veți fi împreună. Va fi destul de greu. Sunt două cărți, cu numărul 2, și două cărți care reprezintă deciziile. Ideea este că lângă voi, poate semn de apă sau pur și simplu prezența voastră le aduce o mare bucurie. Poate v-ați mai cunoscut în copilărie, poate v-ați cunoscut în tinerețe, sau întâlnirea cu voi va, va fi un soi de deja vu. Veți simți că v-ați mai întâlnit în alte vieți și asta îi va dezechilibra un pic și îi va pune în poziția de a lua o decizie. Pentru că întâlnirea cu voi pe lângă mare bucurie și înțelegere emoțională, le aduce un potențial. Repet, vindecare și o mare dragoste și toată situația vine într-un mod excepțional, nemai întâlnit și neașteptat, neprevăzut. Turnul le va răsturna viața cu sus în jos și, din acest motiv și moment, vor fi într-o într perioadă de oarecare dezechilibru și nehotărâre. Poate la un moment dat vă va și bloca până va lua decizia și până se vor redresa, să zic, și financiar și se vor împământeni într-un fel, da? Pentru că întâlnirea cu voi, puai, va fi trăsnet, trăsnet. Ei va, da, peste cap. Această mare dragoste și această pf, din altă viață va fi și înțelegere. Deci, wow! Deci, eu am întâlnit persoana asta. Persoana asta simt că pot să fiu fericit, fericită. Și, evident, că anumite persoane vor fi oarecum dezechilibrate. Despre ce vrea să vorbească, are multe să vă spun. Foarte multe. Posibil. Voi să aveți, pla să aveți planete în semne de apă și în semnul scorpionului sau al vărsătorului. Sau pur și simplu Uranusul de acum să le aducă această situație într-un mod neprevăzut. Despre ce vor să discu discute ei? Și va fi destul de greu de, 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 hotărât, de hotărât și de decis pentru că dragostea asta pe care o vor primi de la voi sau prin întâlnirea cu voi, Va fi, de fapt, ceea ce așteaptă de mult timp, dar nu au primit. Poate, valetul de cupe vă vor exprima într-un fel emoțional că așteaptă dragostea adevărată regele de cupe de mult timp, că vă așteaptă de mult timp și că au suferit și și-au făcut griji când vă vor întâlni, că vă cunoașteți, că nu vă, întulna, nu vă cunoașteți, rămâne de văzut. Au fost răniți în tot acest timp. A trebuit să rămână în picioare și să, să țină această ultimă bâtă a speranței că vă veți întâlni. Posibil ei să aibă și un copil. Posibil ei să fie tată. Și să aibă un copil în semn de apă. Ideea este că au suferit foarte mult, poate din acest motiv va fi și greu să decidă, poate din acest motiv, pentru că au suferit, au așteptat, au luptat, au fost răniți, a venit totul ca un trăsnet, ca să oblige să lase în urmă. 9, 9, da? 2 de 9, să lase în urmă și responsabilitățile și tristețile și să se bucure, da? Câte cupe de această mare dragoste care ar putea fi între voi. De faptul că îi puteți alina, măcar la nivel sufletesc. Sfatul este să vorbiți. Să vorbiți. Poate ei vorbesc. eu cred că mai degrabă voi, veniți cu o energie foarte pozitivă. Da, Turnul, asul de cupe și șase de cupe. Cred că e posibil voi să vorbiți despre lumină și dragoste. Da, ce frumos, mersi. De inspirație. Voi le veți povesti despre această lumină și dragoste și îi veți ajuta să decidă și să se echilibreze. cu fi cu voi, dar eu cred că e vorba de relația cu voi. Dacă nu oricum, îi veți inspira și îi veți alina după toate suferințele prin care au trecut sau pentru toate aceste suferințe veți fi un cadou divin neașteptat. Dacă veți merge mai departe, energia sexuală dintre voi va fi superbă. 1, 1, 1, 1, 11, da? Twin Flame. Oricum, veți începe, dacă vă veți permite un act de intimitate să manifestați un început de relație stabilă de lungă durată. Asul de monede și magicianul, ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos? De la 2, da, interesant, de la 2 să rămână cu 1. Cu asul de spade, cu asul de monede, da? Asul de monede. Și aici nu e as de spade, dar este o sa sabie. O sabie Hotărâtă, să exprimă și să manifeste o nouă viață, eventual în care nu mai suferă, în care, eventual, vor vorbi despre această experiență, acest pf, miracol, vor vorbi, sau unul, sau celălalt, sau împreună, s-ar putea să aveți amândoi, unul, unul, dacă sunteți tu flame, să aveți amândoi de comunicat și manifestat această relație. Vă doresc succes! Numărul 4. Nu, 5. Dar poate că are legătură cu 4. Dacă, dacă tot l-am spus, probabil că are legătură. Numărul 5. Haideți să vedem. Cu cine vă veți întâlni? Cu cineva care are tocmai sau a avut de curând un eșec un eșec emoțional în dragoste, poate a fost rădat, poate a pierdut o, un proiect, o bucurie. Dar cred că este pierderea unei persoane dragi. Persoana este foarte tristă și nu are încredere în ea. Persoana vine de la distanță, de peste o apă, s-ar putea să fie semn de foc cu planete în apă sau semn de apă cu planete în foc. E foc cu apă. Iar avem foc. Persoana vine de peste o apă, de la drum, din altă țară, din alte localitate, din alt județ. Și va comunica, veți comunica cu ei despre această pierdere. Probabil că au pierdut pe cineva drag și nevoia de a renaște. Wow, ce intense! Posibil să fie scorpion. Wow, cu două cărți plutoniene, cu cinciul de foarte trist. Oare de ce vine această persoană în viața voastră? Ca să se transforme, să renască. Poate că în preajma voastră sau comunicând cu voi, îi veți inspira. Wow, ce cărți! Doamne ajută! Pentru că evident și ei simt nevoia să se transforme, N-au cum să mai stea în această energie negativă și. tristă, 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 tristă. Despre ce vor să comunice? Wow! Între voi doi trebuie să fie o comunicare sinceră, extrem de sinceră. Și prin comunicare, și asul. Poate voi aveți planete în semn de apă și de aer, poate ei au. În fine, trecăm peste aspectul ăsta. Comunicarea aceasta sinceră îi va face să înțeleagă că voi doi vă puteți alina unul pe celălalt. Că voi doi nu v-ați întâlni degeaba, că doar aveți și moartea și judecata. V-ați întâlni tocmai ca să îi vindecați, să le aduceți lumina, să le readuceți lumina și speranța și adevărul în viață. Și puteți să colaborați chiar, să creați o echipă. Nu mă, gândeți mă gândesc musai la afacere, dar împreună cu doi și cu trei de, de, monede puteți începe cu temei o relație stabilă și profund emoțională cu care veți începe amândoi, amândoi o nouă lume. Veți crea o nouă lume, voi doi împreună lumea voastră, evident, după ce ați, pe cel puțin persoana aceasta, a pierdut aproape totul. Aproape totul, că doar e și moartea și judecata. Foarte frumos. Veți încheia un capitol de tristeți, de negativitate, de pierderi și veți începe un capitol, o nouă lume, în care aveți spor la bani, în care colaborați și în care vă vindecați și vă înțelegeți și aveți lumină și aveți și adevăr. Wow, wow, wow. Ce superb, ce superb! Sfatul este să eventual vă vindecați, să vorbiți sau să vă petreceți timpul în preajma florilor sau să lucrați cu florile, pentru că florile au această putere specială de a vindeca și de a atrage binecuvântări. Că tot aveți cărți care exprimă sfârșituri și începuturi. Cred că împreună veți înflori și mai ales această persoană, dar cred că amândoi cu doi de cupe, veți înflori ca o grădină. Dacă mergeți mai departe sau dacă aveți o relație intimă sau ați început-o sau veți continua sau veți începe, iau -te. Împărăteasa, dragii mei. Nimeni n-a avut împărăteasa și trei de monede. Iar, iar aveți trei de monede. Interesant, da? Și împărăteasa vorbește despre înflorire. Este cea mai înfloritoare carte. Prin relația voastră intimă, Doamne, Kundalini va renaște. Vă veți trezi, da? La această. Wow. Conștiința relației profunde dintre voi doi. Vă veți descoperi o latură sexuală pe care n-ați descoperit-o cu nimeni altcineva. Veți avea parte de treziri spirituale în timpul, când sunteți împreună. Trei de, cu de, de monede. Trei de monede. Veți fi ca un premiu pentru această persoană, tocmai pentru că au trecut prin foarte multe. Poate. Vă veți simți foarte bine acasă, în bucătărie. Posibil unora dintre voi să vă placă să faceți dragostei la bucătărie. Oricum, veți fi ca un premiu în viața lor. Pentru că, evident, meritați. Și nu orice premiu. Premiul întâi, da? Împărăteasa nu e premiul 2, nu e premiul 3, este premiul întâi. Ce frumos! Ce frumos! Și asta tocmai pentru că au trecut prin foarte multe. Oare cine sunteți voi? Superbilor! Să puteți oferi așa ceva! Evident că și persoana merită, dar evident că și voi meritați o persoană atât de profundă! Și. care se va deschide să înceapă cu voi ceva ce nu niciunul nici altul n-ați crezut că puteți face. Wow! O nouă lume, un nou capitol. Ce cărți intense, dragii mei! Cam aceasta ar fi etalarea pentru ultimul număr, numărul 5 și pentru, de fapt, toți cei care ați ascultat. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!